Ștorc a venit cu militaria la Șepși. Antrenorul german își ține echipa departe de bucătărie în perioada sărbătorilor. Este destul de scurtă, este vacanță și nu prea, pot să spun așa. Mister ne-a lăsat un program pe care trebuie să-l îndeplinim. Din 12 zile de vacanță, în 7 zile avem antrenament. Trebuie să muncim, așa ne-a spus dânsul. Nițuri nu se consideră vinovat pentru plecarea fostului antrenor, Liviu Ciobotariu. Niciodată nu am pornit nicio revoltă, nici la foștii antrenori, nici la următorii, nici la actualul. Cât voi juca fotbal, eu sunt plătit să-mi fac treaba pe teren. Șepși e în cărți pentru play-off. A încheiat anul pe 5. Nu cred că antrenorul a fost problema la Șepși. Problema a fost dezamăgirea din Conference League, ieșirea aceea nedreaptă. Naționala de handbal masculin e cantonată la Mioveni înaintea europenului din Germania. Doi dintre cei mai buni jucători ai tricolorilor, Ante Cuduz și Javier Humet, au rămas în afara lotului. Ante știe bine decizia și el știe bine de ce. Javi la fel, e un perioadă de mult antrenament și de jucător că nu vrea să stea și că nu e 100%, e mai bine că rămână acasă. Revenită la un turneu final european după 28 de ani, naționala de handbal nu are obiectiv la competiția din Germania. Ne-am clarificat, acesta a fost obiectivul mare că am avut și cred că în acest moment pentru noi că România poate juca acest campionat e un cadou. Sunt trei meci că jucătorul nostru poate ajunge mai multă experiență și pentru viitor. Un nou transfer pe ruta CFR Rapid. Giuleștenii l-au adus pe Ermal Krasnici în schimbul unei sume amețitoare pentru fotbalul românesc. Șucu a plătit 1 milion de euro pentru jucătorul dorit în vară de Lazio. CFR a ajuns pe pinieră pentru Rapid. Krasnici este al 6-lea fotbalist care vine în Giulești direct de la CFR în ultimul an și jumătate. Atacantul din Kosovo poate debuta în derbiul cu FCU Craiova pe 19 ianuarie. Plecat în iulie de la Craiova, Cârțul a rămas fidel oltenilor. Fostul atacant a făcut lobby pentru doi jucători care i-ar putea aduce științei primul titlu după 33 de ani. Mi-am exprimat un punct de vedere pentru Doua. Mie mi-a plăcut, îmi place Doua. Și Huja m-a surprins. Nu neapărat că m-a surprins așa, m-a surprins plăcut, sigur. Și aș fi dorit treaba asta pentru că e chiar arată fotbalist profesionist. Ștefan Târnovanu a avut Crăciunul perfect, l-a petrecut alături de iubita lui Loredana în Zanzibar. Vacanța s-a încheiat în cel mai frumos mod, portarul de la FCSB a cerut o căsătorie într-un decor de vis. Loredana a spus da și a scris pe Instagram către o viață întreagă alături de tine. În vârstă de 23 de ani, frumoasa din Iași este alături de Târnovanu de 5 ani. Loredana a absolvit facultatea de medicină veterinară. Dinamoviștii Tamaș și Alexa i-au înfruntat pe rivalii Petre Marin și Nicoliță. Bănel a fost tăvălit serios de cel poreclit chirurgul. Alexa mi-a dat tot, numai topoare. I-am zis, băi, Alexa, gata, s-a dat meci, mâncați. Ne aducem aminte de derby, de România, Dinamo Steaua, sau FCSB, că chiar ne ia două în talpan. Tamaș a dat un gol frumos, dar a fost supărat la final. Echipa lui Petre Marin a câștigat la penaltiuri și s-a calificat în semifinale, unde tactica e clară. Ne-au tignit și de vreme, nu s-a consumat absolut nimic, suntem profesioniști 100%, ne bagă Petre și eu de la ora 10 la somn. Antrenorul jucător are altă viziune. Noi petrecem, de când venim 3 zile că stăm aici, tot timpul suntem numai în petrecere. Este mai greu dimineața, cu trezit putem să ne facem mai mult de cap în această seară. Să vedem acum cât ne mai țin picioarele. Cicâldău a aterizat mai târziu pentru sărbători. 2023 a fost un an bun pentru mijlocașul care și-a văzut împlinit visul de a merge la un turneu final cu România. Cred că a trecut entuziasmul, am reușit să ne calificăm. Sper și îmi doresc din tot sufletul să devină o oarecare obișnuință ca România să participe la turneele finale. Eu cred că am demonstrat și că merităm.